de astăzi. Eveniment organizat de Biblioteca Județeană Ștefan Pănulescu Ialomița, cu sprijinul și cu parteneriatul pe care noi îl avem cu Liceul Pedagogic, respectiv doamna profesor Trifan Nicoleta și doamna Petrescu. Vă mulțumim frumos că ați răspuns invitației noastre. Colega mea de la secția de împrumut carte pentru adulți, Mariana Năstase, care de altfel este șansă de istorie, a pregătit evenimentul de astăzi. Vă mulțumim că, încă o dată, că sunteți prezenți într-un număr atât de mare. Chiar este o surpriză că ne-ați făcut o surpriză. Nu ne așteptam să fiți atât de mulți. Evenimentele care s-au desfășurat în anul 1859, așa este, a reprezentat, într-adevăr, Unirea Mică, așa cum spunem, a reprezentat baza națiunii române și, într-un context internațional favorabil, s-a realizat ceea ce noi am numit mai târziu statul național român, după cum apreciau, nu, și contemporanii vremii, oamenii politici care au sprijinit și care au avut un rol major în acest eveniment. Europa ne-a ajutat, după cum aprecia Vasile Boierescu, Europa ne-a ajutat, rămâne să ne ajutăm noi înșine. Și exact asta au făcut și românii, nu? La 24 ianuarie 1859 au pus marile puteri în fața faptului împlinit, numindu-l pe Alexandru Ioan Guza mai întâi, la 5 ianuarie 1859, domnitor în Moldova și mai apoi în Țara Românească. E adevărat, domnia sa a fost una scurtă, dar plină de realizări și a trebuit să privim cu recunoștință această perioadă și să învățăm, să avem foarte multe exemple de urmat în zilele noastre. Și preocuparea sa principală în timpul domniei, în scurta sa domnie, a fost cea legată de problema țărănească. Și anume, problema țărănească, când ne referim la problema țărănească, de fapt avem în vedere problema arzătoare a societății românești de la mijlocul secolului al XIX-lea, care își găsește, adevărat, parțial rezolvare prin reforma lui Guza, dar este un început și întotdeauna spunem că trebuie să existe un început. Elevii clasei a 5, elevii, și sunt mândră pentru că le sunt coordonator, le sunt diriginte, parte din elevii clasei a 5-a, au pregătit în acest sens, în acest scop, în această direcție, sceneta Moșii Oroată și cu Zavodă, care probabil reflectă cel mai bine, oglindește această problemă pe care am numit-o mai devreme arzătoarea societății românești și mai exact problema țărănească. Aș vrea să îi înțelegem. Sunt copii de clasa 5, au emoții, dar le-am spus că astea, da, astea sunt trecătoare și rămâne ceea ce au reușit ei să pregătească pentru asta și să, da, acordăm atenția cuvenită momentului nostru. Boierii cei mai tineri, crescuți de mici în străinătate, numai cu franțuzească și nemțească, erau vârtitori asupra trecutului și cei mai curativi totodată. Vorba, portul și apucăturile bătrânești nu le mai veneau la socoteală. Și din această pricină, unii, în aprinderea lor, numeau pe cei bătrâni, ruginii învechite, ișlicași, strigoi și câte le mai venea în minte, după cum le era și creșterea. Umblați cu surubele să ne trageți butucul, face omul cu cineva o tovărășie cât de mică și tot urmează în voială între părți, iar nu-i așa cu ochii închiși? Căci dacă n-ai carte, n-ai parte. Scurtă zăpoteală, de când cu străinătatea v-ați înstrăinat și legea, și limba, și inima, și chiar dragostea sătenilor. Care este să înțelegi tu, moșicule, dacă zarba, dacă ai venit aici, că apoi întoarce-te pe noi acasă și helbe. Auzi o brăznicie, tu copsești în minte fără de moșie și eu încă l-am cuprinit de pământ. Și uite ce gură face alătura cu mine. Dar bine cu coane, dacă nu v-a fost cu plăcere să pricepe și noi din cele, de ce n-ați mai chemat aici? Să vă bate joc de noi? E, cu coane, cu coane, puternic ești, medieri și mieci, ca răzești și mă găsesc și știu bine că n-are să fie moale când mă întoarce acasă, unde mă așteaptă nevoile. Dar să mă fie cu supărare, ia palmele aceste țărănești străpunse de pălămidă și pline de pătături, vă țin pe dumneavoastră de fuzuriți de bine. Și când colo, un țăran bătrân cade în genunchi dinaintea domnitorului, sărutându-i mâna cu lacrimile în ochi și dându-i o rugăciune scrisă pe toate fețele. He, he, moșie onoroasă, prietenul și tovarășul meu cel vechi din Ivanul Arco, lucru negândit, ridică-te, moșioane, și spune-mi fără sfială ce durere ai. Ți-a făcut cineva cum neajuns?
Ține, moșoane, acest mic dar de la mine și întâmpină-ți nevoia de azi pe mâine. Cum te-ar lumina cel de sus, iar pe voie lasă-l în judecata lui Dumnezeu, că cel nu poate cu ce-o moacă. Dar cu rușinea ce mi-a făcut, cum rămâne Maria ta? Cu rușinea ea ca așa rămâne, moșoane. Du-te și spune să te îndrăg cu mitale, moșoane. Că pe unde te-a schimbat boierul, că se arăta domnitorul țării și te aștepți toată rușinea. Cu care avem o colaborare și în cadrul unui parteneriat în care ne regăsim cu celelalte pe care le organizăm. Ca întotdeauna ne-am primit cu multă înțelegere, receptivitate, ne-am simțit bine întotdeauna la dumneavoastră și ca urmare continuăm și vom mai reveni la dumneavoastră pentru acțiunile viitoare. Aș mulțumi de asemenea artiștilor, micilor artiști de la Casa Junecea, care au marcat momentul, evenimentul și ați fost foarte. Nicio problemă. Și vouă, de asemenea, că ați avut răbdarea, după 6 ore aproape, să rămâneți, să ne ascultați și să participați la acțiune. Aș spune că este un moment în care noi încercăm să ne aducem aminte și să marcăm momentele importante din istoria poporului nostru. Și dacă v-ați de val și de alte probleme, poate nu întotdeauna ne alegăm, măcar în școală, măcar împreună, măcar așa, măcar în acest context, să marcăm, iată, momente deosebite cu înaintași ai noștri care ne fac cinste, un bărbat frumos și o primă doamnă, la fel de frumoasă, care ne-a făcut cinste și au lăsat în urmă o țară modernă. Aș încheia cu câteva cuvinte, nu vreau să fiu ajută. Dar mă gândesc că dacă ar fi avut posibilitatea să invităm și pe politicienii noștri, ar fi avut posibilitatea să învețe multe, multe de la înaintașii noștri și să le aplice, pentru că acestea sunt așteptările noastre. Și de ce nu să-și aleagă modele din istorie și să-și aducă aminte că au făcut istoria în școală și chiar dacă spune, nu ne trebuie, nu avem nevoie de istorie, nici nu știți momentul în care trebuie să o facem la ideea. Iată, pentru dumneavoastră, a fi momentul potrivit, să lăsăm la o parte disensiunile și să ne gândim la binele poporului. Alexandru Iancuza este un asemenea model, a lăsat în urmă o țară modernă, o țară care, iată, o moștenim astăzi și e păcat să nu ducem mai departe ceea ce ne-a lăsat înaintașii noștri, ne-a lăsat Dumnezeu și stă în puterea noastră ca să o păstrăm mai departe. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, pentru răbdare, vă doresc poftă bună acasă, tuturor prezenților în sală, că ne-am simțit bine în mijlocul dumneavoastră și mulțumim încă o dată pentru prezență. Mulțumim frumos!